complicat versus simplu. Unul dintre cele mai dezbătute subiecte când vine vorba despre discursuri sau prezentări, sau cât de complex și ce termen de specialitate trebuie să conțină mesajul transmis. Și cele mai multe sprâncene ridicate le văd în momentul în care le spun clienților mei că mesajul trebuie să fie simplu. Haideți să vă explic la ce mă refer mai exact. Chiar Einstein spune că dacă nu poți explica unui copil de 6 ani, înseamnă că tu nu ai înțeles încă foarte bine mesajul. Ceea ce spune el este că dacă nu poți explica un subiect complicat în termeni simpli, înseamnă că nu ai înțeles în profunzime acel topic, acel mesaj, acel subiect și că mai ai de învățat, studiat, aprofundat, așa mai departe. Cei mai buni profesori și cei mai buni prezentatori sau public speaker sau ce vreți voi, sunt cei care au abilitatea de a explica un subiect complicat în termeni pe care să-i înțeleagă absolut toată lumea. Asta nu înseamnă că nu sunt buni sau că nu știu destul sau că aleg partea simplă, ba chiar dimpotrivă. Asta înseamnă că sunt experți în domeniu și că pot înțelege și extrage din întregul context ceea ce contează de fapt, ceea ce pot preda astfel încât să fie reținut, înțeles și să-și facă treaba mesajul respectiv, adică să ajungă acolo unde trebuie. Cu cât săpăm mai mult într-o arie specifică, cu atât tot ceea ce este complicat și complex devine simplu. Și sunt sigură că ați vorbit la un moment dat cu un expert, i-a adresat o întrebare și acesta a spus: oh, e simplu. Și tu aveai impresia că e o întrebare foarte complicată sau care o să vină cu un răspuns foarte complicat. De fapt, nu e simplu, doar că acea persoană, fiind expertă în acel domeniu, a studiat atât de bine subiectul încât poate distila informațiile astfel încât să fie înțelese și ușor de aplicat sau de reținut. Ok, să mă întorc acum la prezentare sau la discurs. Menține mesajul simplu și ușor de înțeles. Nu folosi tot felul de termeni pompoși, pentru că scopul tău nu este să impresionezi prin vocabularul tău vast, ci să influențezi o acțiune sau un răspuns sau o decizie.